Da, pentru noi important este, a fost și rămâne ca comuniștii să piardă alegerile și să vină o guvernare democratică. Acum nu contează care cât a luat de mână. Contează faptul că comuniștii rămân în opoziție. Noi avem peste 50 de mandate, putem forma guvernul, putem rezolva problema conducerea procuraturii, cu toate ceilalte care au menținut și au dezvoltat dictatura pe cerimea frunt cu Vladimir Bob. Deci să înțelegem că veți colabora cu Marian? Nu, depinde ce doresc Marian Lupru și pe Devă. Dacă sunt pentru un stat al cetățenilor, atunci da. Dacă sunt pentru un stat pentru a te urca iar din nou la putere, atunci cu noi nu trebuie să suntem acolo. Noi vrem totuși ca cetățenii Republicii Moldova să simte ca o putere care se gândesc la ei, care se mândresc cu ea, care își îndeplinesc promisiunile și ceea ce e mai important, misiunea partidului. Partidul are doar o singură misiune, să lucreze pentru binele cetățenilor. Altfel, n-ai ce căuta în partid și în politică. V-ați așteptat la acest rezultat sau la un rezultat mai mare? Coincid cu așteptările partidului? Așteptările noastre coincid, corespund, fiindcă am văzut în teritoriul o descătușare a cetățenilor, o prezență mai mare la întâlniri, un interes față de schimbare și iată că acest rezultat confirmă că cetățenii cu adevărat au tras concluzie după vot din 5 aprilie. Dar mai bine zis, de data aceasta nu le-a reușit să fraudez așa cum a fraudat la 5 aprilie. Când și la 5 aprilie cetățenii au fost pentru schimbare și nu pentru menținerea guvernării comuniste. Fiindcă este greu de înțeles că să trăiești sărac și să votezi pentru cei care s-au adus sărăcie în casă. Eu n-am reușit să văd cifra care e acum pentru PLE, dacă dumneavoastră ați lăsat atenție. E mai mult sau mai puțin decât data trecută? Da, am avut atunci 13, acum avem 16. Mai avem și la ora 11 rezultatele cecului. Da, o să vedem. Oricum știți că există o diferență între aceste rezultate. Oricum, eu sunt convins că comuniștii nu au cum să crească. Cu toate că am auzit că în teritoriu acum masiv au ieșit cu formă numărul 9. Și la Nisporieni și în alte raioane au venit foarte mulți oameni cu forma numărul 9 ca să voteze. Toate acestea, eu cred că aici s-a încheiat cu guvernarea comunistă, aici s-a încheiat cu dictatorul lui Voronin, aici s-a încheiat cu sărăcia.